Atunci când a plecat, a fost invitat la emisiune. Mi-a promis că le aduce și după ce a venit, mi-a adus bețele. Îți mulțumesc, le păstrez. Ce îmi pare rău că nu avem o tobă, pentru că ai fi putut să demonstrezi și abilitățile tale de toboșar. Atât, final. Andrei Roșu! Ha, mersi pentru surpriză. Aproape că am uitat ce urmează să spun. Mulțumesc pentru invitație. Astăzi nu o să vorbesc despre cercul polar prea mult, nu o să vorbesc despre alergare, mai mult în workshop-ul de la ora 4 și jumătate. Dar astăzi o să vorbesc despre motivele pentru care alerg și în principal unul dintre ele. Eu am început să alerg în 2009 din dorința de a fi un model pentru băiețelul meu de atunci, care avea un an. Între timp a apărut și o fetiță. Am descoperit că a fi model nu este o muncă de două săptămâni, din păcate, trebuie să, sau din fericire, trebuie să facem asta zi de zi. Nu funcționează să le arătăm. Uite, cam așa se face, acum mă întorc la canapea, vă descurcați de aici. Pozele pe care le vedeți, dacă se văd, sunt de la câteva curse din curse de cross, cross-uri pentru copii din București. Ce am observat la astfel de curse, în momentul în care un copil se împiedică și cade, ceilalți copii merg și îl ajută. Ce mi se pare interesant la aceste poze, nu cred că ei fac niște cursuri speciale înainte. Pur și simplu cred că este natura noastră, în ADN-ul nostru, de a ne ajuta. Eu cred că noi am supraviețuit milioane de ani, suntem de vreo 2 milioane de ani pe această planetă, nu pentru că am fost cei mai rapizi, cei mai puternici, cei mai deștepți de pe planetă, ci pur și simplu pentru că ne-am ajutat. Ne-am ajutat să ne apărăm de pericole, să cultivăm mâncare și așa mai departe. Eu am descoperit această latură caritabilă a vieții mele în 2010, până atunci am fost o persoană neimplicată social. Mai mult aveam o ușoară paranoie, mi-era teamă că dacă susțin un proiect social, banii mei ajung la cineva care pleacă în Caraibe cu ei, fără să stau să verific exact istoricul asociației sau al fundației respective, fără să mă deplasez acolo, să văd exact ce fac acei oameni. În 2010 am fost invitat la un centru de îngrijire paliativă din Brașov. Am fost pus în gardă, Andrei, vezi că aici vei găsi oameni care sunt în ultima fază a vieții lor. Îngrijirea paliativă este cea care are loc după ce doctorul spune luați-l acasă pentru că nu mai avem ce să facem cu el. Din păcate, în România, acest concept nu este foarte dezvoltat. Noroc că există asociații și fundații care fac asta. M-am dus cu gândul de a sta 5 minute și de a pleca. Am stat 2 ore, mă așteptam să văd oameni în vârstă, 80-90 de ani. Din păcate, am văzut acolo copii de 7 ani care arătau dezvoltați ca unul de 2 ani și adulți. Dar în momentul în care un copil de 7 ani te ține de mână, știi cum are trei câteva săptămâni și se agață de tine ca ultima speranță, nu poți să ieși de acolo spunând fiecare cu norocul lui, nu mă interesează. Și în acel moment am decis să fac ceva, nu știam ce, am scris pe blog despre asta, după care mi-am pus pe echipament numele fundației respective, după care am tot căutat idei de a strânge fonduri. Mai întâi am mers la birou, am organizat un festival de prăjituri, colegii au venit cu tot felul de prăjituri, noi le-am vândut, am strâns bani, s-au strâns niște bani. Aici vă vând un pont, mâncarea funcționează cel mai bine, dacă vreți să strângeți bani, după online, bineînțeles. Da, ce s-a întâmplat după aceea în următorii ani? Am folosit fiecare eveniment la care am participat pentru a strânge fonduri. Cum funcționa? Încercam să țin oamenii cât mai engaged, să spunem, să-i țin la curent cu ce se întâmplă. Uneori postam din alergare sau soția îmi urmărea evoluția și posta acolo și aveam totdeauna un link de donații asociat și pe măsură ce povestea devenea mai interesantă, oamenii donau. Și de aceea, ăsta e unul dintre motivele pentru care particip probabil la competiții din ce în ce mai lungi, de 5 zile, 7 zile, 10 zile, de atunci pentru a ține oamenii mai mult în suspans, probabil. Îmi cer scuze pentru domnul președinte a României, Klaus Iohannis, că l-am ținut în tensiune 7 zile cu ocazia Cercului Polar. Oricum, organizatorii ultramaratonului de la Cercul Polar au spus că niciodată n-au avut 500.000 de vizitatori. Deci postarea cu Tibi trecând cu steagul României linia de finish acum 2 săptămâni a avut brusc 500.000 de vizualizări, în contextul în care de obicei la acea competiție 5.000-10.000 de oameni urmăreau.
Ce vreau să mai spun, ce am descoperit este că în ziua de azi este din ce în ce mai greu să convingi, în ghilimele, oamenii să doneze pentru o cauză pe care o susții și am descoperit că trebuie să le oferi ceva în schimb. Ce a funcționat foarte bine, în 2013 am lansat primul e-book caritabil din România pentru Hospice Casa Speranței, după care pentru alte proiecte am fost inspirat să scriu din nou e-book-uri pe care le-am dat donatorilor. Și a funcționat foarte bine ultima campanie de fundraising, având ca suport astfel de e-book, a adus undeva pe la 150.000 de ron. Nu știu dacă este mult, este puțin, dar fiecare face ce poate. Ne revedem aici în Timișoara pe 23 la T-Motion, unde susținem Ador Copii. E cineva de Ador Copii? Și mai merge? Nu mai merge? Am să închei cu un gând, un citat din Maica Tereza. Noi de multe ori avem această ușoară grandomanie. Eu oricum, dacă voi contribui pentru o cauză, nu pot să fac o diferență foarte mare. Ori salvez lumea ca Bruce Willis, Chuck Norris, ori nu fac nimic. Dar Maica Tereza spune că dacă nu poți hrăni 100 de oameni, hrănește măcar unul. Așa că dacă nu aveți un motiv pentru care să alergați în acest moment, vă invit cu drag să descoperiți o cauză pentru care să alergați și ne vedem la 4 și jumătate la workshop-ul despre performanță. Mulțumesc frumos!